păzea direct din șatra Benz. A venit Nosfe! Să ne gătească astăzi. Bine ai venit, Nosfe! Bine v-am găsit. Aici în bucătărie. N-am știut că te pricepi la gătit. Nici eu până la un anumit surpriză pentru mine. Da. Nici tu n-ai știut, dar ai descoperit treaba asta. Da. Ce ne gătești astăzi? Paste cu creveți și cu dovlecei. Yummy! Bun și sănătos, nu? Absolut, da. Chiar e una din rețetele mele sănătoase, că de obicei le fac foarte grele pastele. Adică cu sosuri și cu... Cu sosuri, cu cârnați, cu carne, cu tot felul de chestii. Foarte, foarte grele. Bine. Sunt foarte bune. Știu că tu nu mănânci chestii. Eu nu mănânc paste, dar cu creveți ăștia sigur o să mă împac foarte bine astăzi. Deci avem paste cu creveți, cu dovlecei, parmezan, usturoi, tot ce trebuie aici. Ulei. Foarte ăștia simplu. Se trag la grătar. E o chestie de-a mea. Normal în rețeta... Nu trebuiau la tigaie? Mergeau direct la tigaie, da. Doar că eu vreau să îi fac mereu așa. Mi se pare că ești puțin mai gustoși. Mai gustoși? Da. Clar. De obicei porți ochelari, nu? De obicei, da, azi am zis să fiu mai cuminte. Chiar și la condimentele noastre acolo și eu port mereu tot timpul ochelari, da. Și toată lumea se întreabă, dar cum faci să gătești? Dar chiar cum? Adică mă gândesc că e diferit. Am ochiul format. Ai ochiul format. Da, da, da. Nu-ți trebuie nimic în plus. Absolut. Super, păi îți doresc spor la treabă atunci. Mulțumesc. Văd că ai venit cu tot ce trebuie, așa păi cum trebuie. Nu, un bucătar trebuie să aibă întotdeauna un short să fie pus la punct. Yeah. Ce să-ți zic, succes, să baftă cu ce ai de făcut aici.